Puterea prezentului, de Eckhart Tolle. Eckhart este un om simplu și nu a avut niciodată o caracteristică care să-l definească sau să-l diferențieze de restul. A fost mereu chinuit de gânduri negre și nu-și dădea seama de unde vine depresia lui și cum să o menajeze. Ajunsese să aibă gânduri sinucigașe și se gândea la acestea ca la o soluție optimă. Însă, într-o zi fiind pierdut prin gânduri, și-a dat seama de ce are depresia și aceste gânduri necurate. Era pentru că nu trăia în prezent. Credea că realitatea lui erau faptele sale din trecut sau planurile din viitor. Ajunsese să trăiască acest film mut prin imaginile proiectate de creierul său. În momentul în care a conștientizat acest lucru, s-a concentrat pe prezent și a simțit o stare euforică, însă a leșinat. Se spune că mulți pățesc acest lucru când conștientizează prezentul și trăiesc în prezent cu adevărat pentru prima dată. Când și-a revenit, și-a dat seama că asta e menirea nu doar a lui, ci a noastră ca specie. Apoi, a trăit 2 ani pe o bancă într-un parc, dezvoltându-și aptitudinile de a lunga gândurile și a trăi clipa. Nu a fost atât de fericit în toată viața lui, cât a fost în acest timp de 2 ani pe o bancă într-un parc. Peste 90% din timpul în care suntem treji, îl petrecem ancorați în gânduri și sentimente din trecut și viitor. Gândește-te doar când a fost ultima ta zi când nu te-ai gândit la absolut nimic, decât la ce vei face în acest moment. De obicei avem gânduri stupide, cum ar fi: ce o să mănânc la prânz? Sau ce film mai e la televizor? Nici de cum nu avem parte de liniște. Adevărata liniște sufletească vine în momentul în care ne înfrângem gândurile și trăim cu adevărat clipa. Eckhart Tolle face referire la toți cei considerați iluminați. Spune el, aceștia nu aveau calități deosebite de vreun fel, pur și simplu și-au dat seama că iluminarea provine din acțiunea de a sta ancorat în prezent. În carte face multe referiri religioase, paragrafe ale lui Isus, Buddha sau Lao Tzu, prin care dă de înțeles că aceștia au descoperit și folosit puterea de a alunga gândurile și așa au devenit iluminați. Orice rană sau traumă am avea, spune el, nu o avem de fapt cu adevărat. Gândul nostru din trecut o face ca ea să devină reală, palpabilă, însă dacă trăiești în prezent, realizezi că nu este nicio durere aici și acum. Aceste dureri sunt proiecțiile gândurilor tale și nu realitatea ta. Gândurile tale din trecut nu îți definesc persoana din prezent. Cine ești tu acum nu are nicio legătură cu cine ai fost sau cu cine vrei să devii. Cine ești e definit doar de această clipă și acum e singurul moment în care tu existi și tu faci ce vrei. Trecutul și viitorul nu pot fi schimbate. Singurul lucru însă ce poate fi schimbat e în această clipă. Fă acum ce ai visat mereu și nu mai trăi în capcana gândurilor tale. Dacă în trecut nu ai putut face ceva, nu înseamnă că acum nu poți face acel lucru. Rupeți lanțurile și limitările stabilite de creier și trăiește cu adevărat, făcând lucrurile care îți plac cu adevărat. Reține că doar acest moment e important, așa că trebuie să-l faci să conteze. Eckhart face o anexă legată de animale. Animalele sunt într-o clipă fericite maxim, doar dintr-un simplu motiv, cum ar fi că stăpânul a ajuns acasă, și în cealaltă clipă foarte triste. De ce se întâmplă acest lucru? E simplu, ele trăiesc doar în prezent. Nu se gândesc ce o să fac în vacanța ce urmează sau ce au făcut Crăciunul trecut. Ele sunt axate doar pe această clipă, de aceea emoțiile și viața lor sunt la intensitate maximă. Ai spune chiar că ele sunt cele iluminate și nu noi, oamenii. Nu port ranchiună, sentimente de răzbunare sau alte lucruri de genul. Trăiesc în prezent și sunt mai fericite decât majoritatea oamenilor. O lecție foarte importantă ce mi-a dezvăluit-o cartea a fost faptul că noi nu suntem tot una cu mintea noastră. Asta a venit ca un șoc pentru mine. Vrei să spui că ce gândesc eu nu e de fapt gândul meu? Permite-mi să-ți explic. Fă acest test și vezi dacă am dreptate. Data viitoare, când mergi la plimbare, încearcă să nu te mai gândești la nimic. Concentrează-te doar pe respirație. Observă cum inspiri și expiri. Atât. O să zici, asta e simplu, nu o să mă gândesc la nimic dacă nu vreau. Dar dacă chiar faci acest lucru, după câteva momente încep să-ți apară gânduri. Oare mai am benzină în rezervor? Oare mă place fata de alături? Gânduri apar ca din senin, la foc automat. A fost un moment revelator pentru mine acest test. Cu greu le poți stopa și îți dai seama că nu tu le gândești, ci mintea ta. De aceea spun că mintea ta nu ești de fapt tu. E ca și cum mintea ta e o persoană diferită față de tine.
Eu am spus de acest exemplu banal și cum îți apar ca din senin tot gânduri banale, dar multe gânduri pot fi cu tentă negativă. Pe mulți oameni însă, aceste gânduri îi copleșesc și influențează să facă anumite infracționalități, cum ar fi crime sau alte nenorociri din cauza acestor gânduri, care nici măcar nu sunt ale noastre, dar lăsate de mintea noastră pe repeat, ajung să facă parte din viața noastră. De aceea, trebuie să le stopăm sau măcar să le controlăm. Poate te întrebi, care ar fi niște tehnici sau exerciții care să ne facă să trăim în prezent și să reducem volumul minții noastre? Sunt multe modalități de a rămâne ancorat în prezent, cum ar fi orice activitate sportivă, cățăratul, pescuitul, plimbatul, etc. Gândește-te când ai fost ultima dată la cățărat sau când ai venit de la o plimbare. Sigur, te-ai simțit mult mai bine decât atunci când ai plecat. Asta datorită faptului că ai rămas în prezent și ai admirat natura, copacii și frunzele lor. Când trăiești în prezent, te încarci de energie. Însă cea mai eficientă și directă tehnică pe care eu o cunosc e meditatul. Atunci când meditezi, trăiești în prezent și te concentrezi doar pe respirație, cum să inspiri și cum să expiri. Dacă ai practicat vreodată meditația, după câteva respirații îți apar în minte toate gândurile posibile și imposibile. Realizezi că aceste gânduri nu sunt cu adevărat create de tine. Tot ce trebuie să faci e să le conștientizezi și să le lași să plece din mintea ta. Singurul lucru important când meditezi e concentrația ta pe respirație în acest moment. Altceva nu contează. Cum e mersul la sală pentru mușchi, așa e meditația pentru creier. Cei mai influenți oameni din lume o practică, nu doar în acest scop, ci și în multe scopuri medicale. E dovedit din ce în ce mai des că meditația are beneficii asupra sănătății. O să expun unul care mie mi se pare relevant. S-a observat o diferență la nivelul materiei cenușii din creier, la cei ce meditează constant 20 de minute pe zi, timp de peste o lună de zile. Materia cenușie și striațiile creierului sunt direct corelate cu inteligența noastră. Cei ce meditează, practic își dezvoltă fiziologic creierul și au mai mari șanse să se diferențieze de restul prin inteligență. Personal, nu cred că meditația te face direct mai deștept. Cred însă că te poate ajuta în alte aspecte, cum ar fi să te concentrezi mai mult, să ai idei mai bune, viteză de reacție mai mare, etc. Beneficiile meditației sunt multiple și te-aș invita să te uiți pe net ca și o curiozitate, să vezi cu proprii tăi ochi. Nu te sfătuiesc să trăiești pe o bancă 2 ani ca și Eckhart, visând la prezent, însă te sfătuiesc să-ți dai seama că mintea noastră de cele mai multe ori e împotriva noastră și e de datoria noastră să o îndreptăm spre prezent prin anumite mijloace, cum ar fi meditația sau plimbările în care ne concentrăm pe respirație. E un mod plăcut de a-ți îmbunătăți viața și chiar funcționează. Nu te-aș influența în acest sens dacă eu însămi nu aș practica aceste lucruri. Lasă gândurile deoparte și trăiește în prezent. Acum ești fericit. Mâine însă nu știi ce va fi.